Suntem în birou la domnul președinte al Consiliului Județean Buzău, încă președinte al Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Emanuel Neagu, foarte, foarte, foarte cunoscut în lumea iubitorilor sportului buzoian. Nu vorbim de politică, vorbim de sport azi. Deși nu se poate una fără alta. În primul rând, eu vă mulțumesc că am posibilitatea și prin intermediul dumneavoastră să mă adresez în special iubitorilor de sport din municipiu și nu numai. Da, foarte plastic a spus, eu știu politică și sport, sport și politică. Din fericire sau poate din fericire, pun ghilimele de rigoare, într-adevăr nu prea se poate face performanță fără politic, de ce? Nu în sensul fără în care, finanțări. Aici am vrut să spun, nu neapărat finanțări directe, ci politicul, pentru că trăim într-o societate democratică, nu e așa, ar trebui și cu toate că s-au făcut pași, să facă legi în așa fel încât să asigure cadrul normal ca să poată să facă performanță, dar în primul rând să începem de acolo, din iarbă, ca să intrăm în fenomen, de la copii și juniori, că altfel nu se poate face nici performanță, dar sportul aduce nu numai performanță pentru anumiți sportivi care practică diverse la sporturi, nivel profesionist, fie sportul de echipe individuală, așa, nu? Dar provoacă și, eu știu, sănătate, creștere normală și așa mai departe. Emoție, emulație și un oarecare echilibru în societate. Absolut. Reflorile de acasă. Sigur că da. Putem să ni le exprimăm un pic altfel în lumea sportului. Ținând cont că am prins și alte vremuri, parcă mi-aduc aminte așa cu nostalgie, eu știu, terenurile din spatele blocurilor, Maidanul din și așa mai departe. Acolo, să știți că de acolo au plecat mari sportivi. Adevărat, doar că vremurile s-au schimbat, au trecut. Sigur, 30, vremurile, 40, 50 de ani de atunci, acum nu avem loc să mai trecem printre mașini. Din nefericire, da, aveți dreptate, dar trebuie să găsite, eu știu, oportunități ca și tinerii care vor să facă sport să poată să facă sport și alții să facă performanță. Rămân la ideea asta și fac un salt totuși, că o să mergeți în Parlament și o să vă rugăm cumva, nu știm cum, să dați legea aia terenurilor de la școli cumva să poată fi folosite de oamenii din cartier sau de vecinii din comunități. Acum să dăm cezarului ce al cezarului, să știți că legislația oarecum există. Există o singură poveste unde zic eu că ar trebui modificate două povești. Atât legea în acest sens, dar și puțin legea educației. De ce? Că există acum o reticență poate justificată că se accidentează că cineva. Se accidentează pentru că în momentul în care cineva face mișcare, face, eu știu, un sport de echipă pe un teren al unei școli, cineva s-ar putea să îndrepte împotriva. Corect. Dar eu cred că a trecut vremea ca din cauza drobului de sare să nu... Atâta frică și atâta ne uităm stânga-dreapta până traversăm o stradă. Este normal să fie așa, pentru că practic trebuie să, că e cam povestea aia, înainte să cer, trebuie să ofer șansa și copiilor din diverse cartiere unde se pot duce, eu știu, după orele de program, organizat, sigur că da, se găsesc. Absolut. Așa, cum unde se găsea pot, pe vremea noastră, se găsește și acum. Da, într-adevăr, suntem într-o societate sau în timpurile ne-a învățat ceva, totul costă. Nu, eu cred că putem să facem o excepție pentru viitorul de mâine, să zicem, al nostru, ca acești copii să poată să facă sport pe terenurile care le au, eu știu, diverse unități școlare sau, eu știu, pe altfel de terenuri. Pentru că
se câștigă de două ori. Copiii fac mișcare, așa mai cum ard spuneați calorii, și nu mai domnia sunt un pic voastră, sigur grăsuți, că da, mai își dezvoltă corect, musculatura, să creează chiar să prietenii, respire. Oamenii devin empatici, se socializează. Iar cel mai important lucru, e vii și alte povești. Pentru că ei, făcând mișcare, sport, timpul și-l ocupă și cu povestea asta și evităm și anumite lucruri care nu sunt acum destul de corecte, nu vreau să vorbim tehnologie despre ele. Și nu știu cum, device-uri. Bine, da, nu numai tehnologie, și mai sunt și alte tentații, pentru că de ce are nevoie societatea? De oameni educați și sănătoși. Și sănătoși. Deci, prin ce se poate face povestea asta? Școală, educație acasă și mișcare în aer liber și așa în mai timpul departe, liber. În timpul liber. Nu contează că e nivel profesionist sau pur și simplu vrea să alerge cu prietenii. Vedeți, noi ne-am învățat așa, mai ales în ultimii 30-30 un pic de ani, să dăm totul la o parte ce a fost într-o altă societate, să începem totul de la zero. Să știți că mișcările alea de masă, chiar și cu Daciada, sau eu mi-aduc aminte unde erau competiții între școli, licee și așa mai departe, pe cartiere, pe zone, unde să crea totuși o emulație. Deci trebuie să dăm mai multă atenție, dacă vreți, sportului de masă. De ce? Pentru că de acolo, așa cum spuneați dumneavoastră foarte frumos, oamenii pot să își crească frumos din punct de vedere, eu știu, al aspectului sănătății și așa mai departe, dar tot de acolo pot apărea performerii de mâine. Și dacă n-apar, nu e nicio problemă. Important e să, sigur, să fie sănătoși, pentru să că socializeze, corect, să relaționeze, da. Să, în sportul ăla de echipă te învață și să vină ajutorul cu echipei omului tău și omului de lângă apropo, tine. Apropo, revenind acum la sport, toată lumea își aduce aminte, de exemplu, un handbal. Vorbim despre handbal, să nu vorbim numai despre fotbalul, uh-huh. Eu știu, sportul rege. În handbal noi am fost, practic, țara în care, în afară că am fost campioni mondiali, campioni, eu știu, olimpici, dar am și trimis specialiști ca anumite țări să dezvolte peste acest tot. Peste tot. Din nefericire, acum rezultatele sunt așa cum sunt ele. La sunt sport. La ei și au nu plecat sunt de la la noi. Dar, și ne întrebăm de ce, e simplu. Noi am renunțat de a crește copii și juniori ca să poată să performeze mai târziu și ne-am mulțumit să avem anumite rezultate punctuale pe echipe de club și așa, important. Eu știu, nu este foarte bine că trăim acum într-o societate și așa liberă, profesionist, liberă, dreptul la muncă. Da, e... dreptul la muncă nu poți să-l îngrădești, dar ca să poți să ai, eu știu, și performerii ca să ajungă la echipa națională, trebuie să ții crești pe ai tăi, elementul local. Crești pe ai tăi, sigur că da. Și la un moment dat, sigur, și ei vor pleca în altă parte și noi o să aducem. Da, dar e posibil să devină și ei idoli pentru corect, alți copii. Corect, corect, corect. Și alții să vină mai mult la spus, sport. A spus degetul pe rană. De ce? Pentru că, din nefericire, generația tânără, nu numai copiii, dar în special copiii, nu mai au modele locale. Nu neapărat locale. Naționale. Naționale. Sau și foarte puține sau foarte incorrecte. Din nefericire, din nu nefericire mai reprezentativ. Să îndreaptă spre altfel de modele. Noi încercăm doar să arătăm cu degetul, nu. Cred că toți trebuie să ne dăm mâna, să încercăm să creăm un alt fel de modele. Că în momentul în care, eu mi-aduc aminte iarăși cu nostalgie, a fost, era Ilie Năstase. Ilie când Țiriac, toți absolut. Copiii din Ilie Năstase spun că da, a fost da, da, vârful cu toată generația care era lângă el. Sigur că da. Inclusiv Virginia Ruzici, adică nu Virginia contează Ruzici, că e, da. Sigur da. Că da. Și mi-aduc aminte că toți copiii din cartiere, toți încercau ne duceam să ne facem, n-aveam rachete la vremea respectivă. La traforaj, la traforaj, dar ăsta este adevărul și ne duceam, fileul era cu o sfoară și așa mai departe și în mintea noastră ne gândeam să ajungem și noi
Ilie Năstase, eu știu, ceva. Marcu, mare tenismen, sigur că da, Virginia Ruzic la fete și așa mai departe. Apoi a apărut o altă mișcare sportivă. Gimnastica, unde Nadia Comăneci, nu-i așa, a fost mândria noastră a balcanilor, a românilor, dar a balcanilor, că suntem aici. Mondial deja, deja e star mondial. Nu, nu, da, era da, de aici, da, de, da, la, da, noi, de, aici de la noi a plecat. Prima notă de 10. Câte emulații atunci, toate fetițele, absolut, eu știu, absolut. Mi-aș dori ca într-o zi să avem aceleași exemplu. Sau mergem la lucruri locale, așa cum a spus domnia voastră, toată lumea, eu știu, era un absolut, generația mea, să spunem, era un om absolut deosebit în municipiul Buzău, era profesor de educație fizică și sport, dar și fotbalist, Toader, cu numărul 10. O, Spirt, mi-a fost profesor de sport. Sigur că da. Domnul și iarăși Spirt. Juniorii de la, eu știu, Chimia, că exista un centru puternic de juniori la o echipă, da, care se numea la vremea respectivă Chimia. Toată lumea vrea să ajungă, eu știu, ca și profesorul Toader, numărul 10. Apoi, din afară de așa, am puțin mai vorbind despre handbal, cred că puțină lume și aduce aminte că totuși PNU a început activitatea sportivă la Buzău, la Liceul Bogdan Petriceicu HD-ul, și iarăși a apărut o emulație în handbal și așa mai departe. Și despre volei. Absolut, iar toată lumea încerca să facă ceva. Sigur că da. O învârtită ca Maricel Voinea, un Cătachițiga, un nu știu. Nu știu, Radu Voinea și așa mai departe, nu vorbim despre Gațiu, nu vorbim, eu deci, știu, de deja Birtălon. Sunt nu, legende, știu, sunt legende, sigur maxim. Că da. Și toată lumea încerca și avea și o speranță, un orizont de... Acum revenind la vremuri, la ce se întâmplă la azi? Ce se întâmplă acum, eu mă bucur tare mult că în ultima vreme a apărut totuși o emulație în sportul buzoian. Adică suntem într-un punct, din punct de vedere, să zic așa, al echipelor de fotbal. Este pentru prima dată când în același timp avem o echipă, echipa Faion Gloria diviziile. Buzău, care este în Liga 1, o altă echipă, Metalul Buzău, practic echipa buzoienilor, de tradiție a noastră, Buzoian este în Liga 2, avem pe Olimpia Râmnicu Sărat în Liga 3, dar ce mă bucură foarte mult că pe lângă aceste echipe... Avem două de handbal în Super League? Imediat treceam și okay, la handbal, dar vorbim noastră despre sportul juvenil, aceste echipe au foarte multe grupe de copii și juniori. O obligație și din partea federației? Păi vedeți că... avantajele vin și cu, nu numai cu drepturi, și cu obligații. Și poate și obligația asta duce ca, eu știu, echipele să aibă, să aibă mai 50 mult de copii la grupă, pe să aibă 5 grupe de exact, câte 50. Corect, sigur că da. Există și un liceu care a început, liceul LPS-ul, liceul cu program sportiv, care a început să aibă, eu știu, performanțe la nivel național. Iată că și la sporturile cu echipă, că aici eram noi, să zicem, într-un minus, avem două echipe, cum spunea și domnia voastră, de handbal, echipa de fete și echipa de băieți, care în premier acum 4-5 sezoane a promovat în Liga Zimbrilor, a fost o premieră 5. Pentru 5 sezoane, da, pentru handbalul buzoian. Bineînțeles că tot vorbeam despre politic și sport, cele două echipe de echipa handbal băieții are o, să zic, istorie comună istorie cu Consiliul Județean, să identifică cu, eu știu, Consiliul Județean, iar echipa de fete cu se primăria, identifică foarte clar cu Consiliul primăria, local cu primăria. Consiliul local, primăria. În afară de, mai avem și sporturi individuale, eu știu, sporturi de contact, unde sunt câteva cluburi bine structurate, eu știu, de karate și așa. Absolut. Mai departe, chiar și clubul Gloria, CSM Gloria, au sportivi în acest 7-80 sens. Ramuri... Mai mă bucură un alt lucru, că eu știu, sportul nostru național,
Oina este reprezentat foarte bine de zona Râmnicului, mai ales de cei din Râmnicelu, unde ambițioși, sunt ambițioși ambițioși, să sigur că da, continue cu să chestia combină asta. tradiție. Este un lucru Lumea senzațional. a trecut la smartphone-uri și ei Exact, încă da. bat mingea Acum, cu băta. bine, acum sigur că da, fără Nu, anumite ei o înțeleg. înțeleg că e Acum ceva eu vă spun foarte sincer, nemaipomenit până treaba asta. să merg la un meci de oină, și eu înțelegeam destul de greu, dar este un sport interesant unde trebuie să ai și multă inteligență, să știi unde să te așezi, cum te așezi, cum să bazi mingea, unde cred eu că, apropo de sport, și putem să facem anumite lucruri, noi avem o mare problemă pe care trebuie să o recunoaștem și sper ca, eu știu, autoritățile locale, fie Consiliul Local, Municipal și Primăria, domnul primar și mai departe, Consiliul Județean, trebuie să avem mai multă aplecare pentru asigurarea condițiilor ca să poți să faci sport de performanță, că Vorbim de pentru, terenuri, vorbim de reveneam, da, săli de cere și refacere, așa mai de... departe, pentru că pe noi performanța ne-a luat puțin mai repede. Deci întâi cred că am făcut performanța, am Apare ajuns câte din un așa, performer care ne trage de mânecă, bă sigur că frate, da. ne chinuim, n-avem unde să alergăm, n-avem Și unde să cred ne că trebuie, pregătim. și cu siguranță se vor rezolva aceste lucruri, pentru că înainte să ceri, așa cum spuneam, trebuie să și oferi. În eventualitatea în care într-adevăr candidez pe lista de deputați a Partidului Social Democrat, nu fac niciun fel de politică, la Camera de Deputaților, în eventualitatea în care voi fi aleși și voi face parte din Parlamentul României, implicit din Camera Deputaților, bineînțeles că o prioritate a mea va fi, eu știu, să fac lobby, că acolo se poate Și să vă face vedem în lobby comisia și de sport? nu știu, vom vedea ce se întâmplă și așa mai departe, mai ales că ce am văzut eu, cine și-au exprimat anumite, sunt destul de mulți oameni de sport sau care investesc în sport, care vor candida în Parlamentul României, și eu zic că asta este bine. Ce-mi doresc eu, deci ca să scurtez, ne trebuie un stadion modern de maxim 12.000 de locuri și bineînțeles cel de la... Nu, e foarte greu să-l mai renoveze. De renovat în niciun caz. Deci Dar e de ce clar ne că nu se trebuie poate o lucra pe bază el. sportivă Pe baza asta nu se mai poate unde lucra. să ai un stadion, să ai tot ce trebuie pentru a putea face performanță? Ne trebuie o bază unde Consiliul Județean și Primăria ar putea să-și dea mâna și cu siguranță o să-și dea mâna, unde să fie ca și un Centru polisportiv corect, un centru cu polisportiv, cu sală, sală, tot cu ce-mi trebuie, bazin. recuperare, nu intrăm Nu, în zic și chiar și de bazin olimpic, pur bazin și olimpic, simplu. sigur că da, există Dacă un tot proiect, să face not, măcar să-l facă pe există, da, distanțele corect, pe standard. distanțe regulamentare, ca și, dar există un proiect aprobat, asta știu foarte sigur, deci cu siguranță primăria municipiului Buzău, primarul municipiului au aplecare Lucrează pentru cumva la asta, chestia asta. lucrează și cred eu în maxim 2-3 ani vom avea și un complex și atunci se vor regla lucrurile, dar eu cred că avem mai multă nevoie să trebuie găsite anumite terenuri unde să putem să facem mai multe terenuri de antrenament, de pregătire și așa mai departe. Că uitați acum, asta este problema, noi trebuie să recunoaștem. Avem echipă în Liga 1 și căutăm unde să Merge pregătească la Merei, merge Bala la Merei, Săpoca, Bala merge. Săpoca și așa mai departe. Deci dacă vrem performanță, trebuie să asigurăm și condițiile Prima dată necesare. baza de Cu pregătire. siguranță sala sporturilor va fi dată fie în patrimoniul Consiliului Local sau al Consiliului Județean și trebuie reabilitată, pentru că în momentul ăsta, fiind sub patronajul Ministerului, fostul minister al sportului, agenției. acum este sub patronajul agenției, normal că este greoaie povestea de a putea Plimba să o banii și a renovezi încercat și să o așa mai vărui departe. sau să-i faci altceva. Și eu cred că autoritățile locale găsesc mult mai ușor surse de a putea să aducă la standarde normale, mă refer la obiectivul ăsta, sala sportului, pentru că
Acolo, vedeți, evoluează două echipe, în primul rând de handbal, care sunt în Liga 1, Liga Zimbrilor și Liga Florilor. Sunt cei care fac și alte sporturi, Futsal tot în futsal și Superligă. așa mai departe, de-aia am și spus. Iată că chiar și federațiile vin și, eu știu, O solicită solicit pentru, pentru da, meciuri va fi internaționale. meciul Chiar de în handbal din curând vom noiembrie, avea da. un meci de handbal cu Polonia la Buzău. Bineînțeles, acum asta este și mândria noastră. Am făcut un parteneriat, Consiliul Județean, cu Federația Română de Handbal, ca să buzoienii să, eu știu, să beneficieze pe viu, dacă vreți, de. Doar că trebuie să umplem sala. Ieri a fost echipa națională la antrenament și eram 20 de talibani acolo. Și am mai fost odată și în septembrie și tot 20 am fost. Vedeți, și cei de la federație și cei care se ocupă pe plan local de sport trebuie să implice mai mult din punct de vedere, să zic, al marketingului și Absolut. al Afișe pe autobuze în zăvorului, tot și sigur orașul, că da, dar bannere. eu sunt ferm convins că la Ora meciului. ora meciului sala va fi plină, 2000 de, eu știu, de buzoieni vor Înfocați? înfocați, vor încuraja echipa României ca să poată, eu știu, să câștige acest meci. Întrebare. Vă rog. De obicei, politicienii sunt în politică sau nu? Era că vin din zona sportului, își câștigă capital în zona sportului, gen Galați, gen Piatra Neamț, și apoi intră în politică. La dumneavoastră a fost traseu un pic invers. Nu un pic invers, total invers. Adică dumneavoastră erați în politică și apoi noi, cei care nu eram foarte apropiați de cercul dumneavoastră, am început să vă vedem peste tot. Da. Fotbal, Deci, handbal, peste tot. ce se întâmplă? Da, într-adevăr, ați dat câteva exemple. Un fost fotbalist a fost primarul Galațiului, Președinte de club la Piatra Neamț, apoi președinte de club, primarul. da, primarul la Piatra Neamț, și mai sunt și Mai alte, sunt. mai sunt și alte exemple. Deci, e interesant așa întrebarea domniei voastre, deci ce s-a întâmplat? Eu am fost și sunt, dar am fost iubitor de sport încă să ajung, eu știu, să am o carieră în administrație. Ajungând într-o poziție în care atât Aveți cât am putut, putere decizională? am avut pârghiile să putem să ajutăm sportul buzoian și sportul în general, iubind sportul dinainte, normal că având acum și pârghiile, am zis, domnule, să dau și eu sau să dăm și noi ceva, pentru că nu-s banii Din mei, bucuria pe care din ați bucuria primit-o pe ca care, spectator. exact, din bucuria care mi-a oferit-o sportul Performerii. în general, fotbalul, să zicem, în special, că nu o să uit niciodată, pentru că eram încă copil când a promovat Gloria pentru prima dată în urma unui baraj în Liga a doua. Nu o să uit niciodată când am promovat în Liga 1, țin minte, și acum antrenorul se chema în Liga, când am promovat în Liga 2, Petre Dragomir, era un fost fotbalist de la Petrolul Ploiești, în Liga 1, un mare fotbalist, chiar dacă eu sunt stelist, dar un mare rapidist, Ionescu, antrenorul echipei noastre de atunci. Mi-aduc aminte de paradele lui Cristian, Stelian și așa mai departe, Toți buldozerul băieții ai nostru fenomenali. Stan și așa mai departe. Plus că am avut ocazia să văd pe viu mari fotbaliști care au jucat la Buzău. Vezi Dudu Georgescu, vezi Marcu, eu știu, Absolut. Toți cei care au venit și cu echipele Zmarandache și așa mai adverse, departe. și cu Florin echipele Marin, adverse. apropo, că Florin tot. Marin, da. Apoi, iarăși, bucuria de patriotism local, când fotbaliști care au crescut la Buzău au ajuns în Liga 1 la echipe de top. Vezi Ilie Stan, vezi George Timiș, vezi Ion Ion Viorel. Viorel și așa, și au mai fost Au mai fost băieți, da. mulți, mulți alții. Și deci asta a fost practic povestea de probabil am avut mai multă vizibilitate. Deci eu am simțit povestea să conving pe cei din colegii mei din Consiliul Județean și pe această cale, chiar le mulțumesc că nu au fost reticenți,
ca și noi să ne aducem, ca și societate, că practic sunt banii CJ-ului, banii oamenilor, banii noștri, să ne aducem și noi, eu știu, bucățica de bucățica contribuție. de contribuție, ca să putem să beneficiem în continuare sau să beneficieze și această generație de bucuria care am Ați avut-o avut-o noi voi. ca și... Acum fac o comparație un pic forțată. Dumneavoastră sunteți unul dintre puținii politicieni locali care vă bucurați de aprecierea publicului local, indiferent că este el de fotbal, de handbal, față de, să zicem, forțez aici, de primarul Toma. Nu știu de ce. Nu, e că, chiar, asta zic, e un pic e chiar forțată, când se aude forțată, de Toma, lumea se strânge ca Ariciu, când nu aude știu, de Neagu... Dânsul, având, probabil fiind o personalitate puternică, așa, că a face păstrat un lucruri, pic de distanță sau... Da, prin felul de a fi, să zicem, și dânsul este un mare iubitor de Alminter și primăria contribuie Tocmai pentru asta. Că veniți cam cu fenomenul ăsta părți ce egale înseamnă în handbal, suport. Handbal, Da. Fotbal și mai departe. Probabil că eu m-am... Ați fost un pic mai cald, mai apropiat neapărat sau mai mai nu știu. Cald, m-am avut așa trăiri mai puternice, ca să zic. De ce? De exemplu, am avut așa un proiect de suflet. Metalul Buzău se cheamă. De ce? Simplu. Într-un moment trebuie să ne aducem toți aminte că după harta fotbalistică națională, să zic, Buzou dispăruseră. Ajunsese doar cu o echipă de Liga a 3-a și cam atât. Nu, nu mai era niciun fel de echipă de Liga a 3-a. Mă refer Când la a municipiul Buzău. Desființat Gloria? S-a sau desființat Gloria. Nu era nici la Liga a 3-a nimic? Nu mai era nimic la Liga a 3-a. M-am întâlnit cu niște oameni deosebiți, ca să spunem povestea așa. Unul este actualul antrenor al echipei, domnul Valistan, sigur că da, și cu un domn, mi se pare mie, sau cred și sunt fer convins domnul că Benga, domnul Benga senior, celul în vârstă. Domnul așa, m-am vorbit cu dâns și eu eram președinte la Consiliul Județean la vremea respectivă, avusem întâi calitatea de vice și așa mai departe. Și au venit, domne, vrem să promovăm, ne puteți ajuta cu ceva? Primul meu impuls a fost legea nu ne las, pentru că nu erau nici măcar la Liga 3, cu ce vă pot ajuta eu sufletește și cu energiile mele, pozitive. Dar în eventualitatea în care promovați, o să intrăm într-un parteneriat și conform legii sporturilor o să încercăm să vă ajutăm ca să revitalizăm fotbalul buzoian. Au fost niște oameni absolut deosebiți. Au promovat, de fapt, prima promovare a fost a lor. În Liga 3. După aceea s-a creat emulație, a promovat și Gloria din Liga 4. Așa. Și ne-am propus ca pas cu pas, dacă putem, eu știu, prima dată să ținem echipa într-un echilibru, să încercăm să promovăm împreună, să promoveze, de fapt, nu eu, cât mai mulți copii, elemente locale, elemente locale și mai departe, și dacă se poate și situația culorul favorabil, vom avea un culoar, poate o să, nu mă credea să nimeni, profite de el. Eu tot spuneam că într-o zi Metalul o să promoveze. Ia câte că s-a petrecut și minunea asta. Și cu această a promovat și, bineînțeles, Gloria în același Liga an? În același an. Și avem astăzi două echipe, una în Liga 1 și una în Liga 2, cu tot ce înseamnă copii și juniori și mai departe. Și cred că și de acolo, de sus, se bucură, de exemplu, pentru Metalul, că au fost jucători, eu știu, a fost un mare jucător, Coman, care a jucat și la Gala și așa mai departe, nu vorbesc de Bădin, mi-aduc aminte, erau povești, un fotbalist senzațional, dar viața l-a dus într-o altă direcție. Postură, da, într-o altă direcție. Avea o asemănare aproape la hologram, așa, cu Dobrin, adică avea o tehnică desăvârșită, lovea mingea cu ambele picioare, știa să, și tot așa, deci, și multă lume, eu știu, care a trăit pe lângă echipa asta, că practic este o echipă de
de cartier sau unei zone muncitorești, cum era Iutul înainte și așa mai departe, care am văzut că se bucură, s-a creat emulație. Eu am fost surprins că la meciurile Metal, o arenă micuță și cochetă, așa să zic, unde sunt apropiată de apropiată de jucători, de unde echipe, da. pot Simți fi iarba, 2000 de și simți cum iarba, le spuneți dumneavoastră, da. corect, sigur că da. Am văzut că vin și 1000 de spectatori și 1000 de arena Depinde este de la meci la și meci, de depinde acum de adversar. adversari, de ora la Sunt unii care se mai dispută. marketizați, Da, alții mai corect. puțin vizibili. Apoi da. Dar în general este bine că în sfârșit v-am zis să vede luminița de la capătul lui tunelului. Dacă acum 3-4 ani nu reprezentam aproape nimic, totuși acum și ușor, ușor, dar povestea este să nu rămânem aici. Dacă ne bucurăm doar de efect, moment și apoi vom vedea ce facem, deci lucrurile trebuie continuate. O să plecați de la Consiliul Județean și nu știm reacția domnului Romașcanu. Nu, eu sunt ferm convins că Handbal, Metalul, Gloria, FC Buzău sunt niște face proiecte care se bazează pe banii Consiliului și pe banii și pe Consiliului. banii Consiliului. Cel puțin în acest an competițional, bugetele Votate, sunt asigurate. asigurate, dar eu sunt ferm convins că tot ce înseamnă proiect viabil, sustenabil, chiar și în sport, aceste proiecte vor continua. Cu siguranță și domnul Romașcanu și cei care sunt în Consiliul, Își vor prelua mandatele în după ce scurt își timp. vor, da, la sfârșitul acestei luni sau începutul lunii viitoare, dar și ei sunt iubitori de sport și lucrurile, atâta timp când se desfășoară într-un cadru normal, corect și loial și legal, atât la toate disciplinele, finanțarea cu siguranță va continua. Dar în același timp, eu le-am spus și celor de la Metalul și la băieții de la Handbal și domnilor de la FC Buzău, Gloria Buzău, nu-i așa, că prin politica de marketing din așa, trebuie să găsească într-adevăr și alte Alte surse surse. de finanțare, că așa este normal. Nu Logic și poți sănătos. Da, corect, ați punctat foarte bine, nu poți la infinit să te bazezi doar pe. A, da, sigur că da. Vine mâine, poimine altă Nu, guvernare și e are alte vorba numai de asta, priorități. Vrea apar tot grădinițe, felul vrea de altceva, povești. Deci vrea. trebuie să faci în povestea asta, trebuie să și produci, asta am vrut, în afară găsești alte, trebuie să și Plus produci. valoare. Ce, să aduci plus valoare. Nu știu, crești jucătorii, vinzi, împrumuți. Eu am dat așa un exemplu. Faci Să o devină politică autosustenabilă cumva. cât de cât. Pentru că, din nefericire, nici măcar la Liga Întâi nu toate echipe. Sunt poate 3, 4, 5 Care reușesc să echipe care trăiască. reușesc să trăiască cât de cât din, eu știu, politica de Surse marketing, proprii, da. surse proprii. Pentru că, iar cu cât performezi, cu atât sursele vor veni mai ușor. Și ultima chestie este iarăși dureroasă. În Parlament mai aveți o prioritate, legea sponsorizării. Păi, legea Cea sponsorizării, care nu prea da, funcționează și pe care ok, trebuie eu să o cred, perfecționați cumva. da, Să o în puneți pe Parlamentul în masă. general, sigur că da, nu este vorba de că acum nu mă duc eu și, Absolut. adică să Vă fie, înfoiați ca pe unul și ziceți nu, neapărat doamne, trebuie să facem nu se asta. poate, nimeni nu poate să facă nimic singur, cine crede, n-are decât victorii de etapă. Nu, ce vreau să spun, legea sportului se leagă foarte clar de legea sponsorizării, deci trebuie să fie un tot unitar. În momentul în care legea sponsorizării este foarte clară, legea sportului foarte clar, atunci cei care vin din profitul lor, din plus valoarea să vină către sport, vin cu mare drag. Nu poți, deci încă o dată mă repet, să fiu bineînțeles înainte să oferi, trebuie, înainte să cer, trebuie să oferi. Legea trebuie să fie foarte clară. Și în momentul în care legea este clară, toată lumea va avea de câștigat. Că și cel care vine și sponsorizează trebuie să aibă anumite Avantaje. facilități, să spunem. Nu neapărat. Restul, nu vorbim de echipele care sunt, eu știu, private 100%. Acolo e treaba
Dar noi vorbim, și nu vorbim numai de fotbal aici, să fie foarte, foarte clar că lumea înțeles. Inclusiv de cultură vorbim, vorbim de copii, absolut de, tot de orice. Ce înseamnă, pentru tot ce înseamnă bani. Pentru că cultură fără bani nu poți să faci, sănătate fără bani nu poți să o ai, sport fără bani nu poți să... Dar povestea stă în felul următor. Trebuie să fim conștienți, politicienii vorbesc acum, chiar și societatea civilă, că sunt lucruri care ni se par costă. Nu, nu costă deloc, că este mai greu să, eu știu, repari ce ai lipsa banilor, ceea ce se strică corect, cu lipsa banilor, corect, decât să recuperezi banii pe care i-ai investit. Pentru că sunt numai avantaje, încă o dată mă repet și nu sunt patetic, un popor fără educație și dacă nu-i sănătos, nu are viitor. Și am închis și noi aici. Multă baftă! Și eu vă mulțumesc și baftă multă la sportivii noștri, indiferent ce fel de sporturi fac. Multă sănătate! Doamne!